Nu trebuie de ridicat, sunt mulți oameni, poate nu le ajunge și pensia asta și e foarte greu pentru dânsii. Foarte greu, foarte tare ne afectează pentru că pensiile sunt mici, zarplata nu avem și totul e scump. Prețurile astea nu, nici pentru ceai, nici pentru pâine, ca să ajungă așa prețuri au făcut, mai ales amuia, imposibil de a trăi. Creșterea prețului e tare greu pentru oameni, mai ales la oameni de la țară. Unii oameni au găsit deja și soluția pentru a supraviețui în scumpiri. Necesar ne ajunge că eu cheltuiesc mai și trebuie necesarul. Scumpirile îi afectează pe fiecare, soluția rămâne să economisim, să găsim joburi mai bune. Dacă nu există nici această cale, plecăm peste hotare. Ne dușim în Domnul, Dumnezeu cel și ne-a zădit, are grijă, să ne mulțumim cât ești cu bucățică, numai să ne ungem mațele, că să nu unii buivăm. Creșterea prețurilor, lipsa încălzirii pe timp de iarnă și șomajul sunt lucrurile de care moldovenii se tem cel mai mult, arată un sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Potrivit studiului, 3 din 4 moldoveni se tem cel mai mult de scumpiri.